lăuia. Vă mulțumesc pentru cuvintele frumoase. Cred că întâlnirea din seara aceasta se petrece pentru că suntem cu toții invitați ai Părintele Dumitru Stăniloae. Părintele Dumitru Stăniloae a trecut prin toate încercările și a ajuns la libertatea Duhului prin smerenie. Pot să spun că l-am simțit totdeauna pe Părintele Stăniloae ca pe un ocrotitor și îndrumător al meu. Ceea ce s-a spus despre Isedicon atunci când am mers în Franța, am văzut și am cunoscut cum trăiesc și cum studiază teologia romano-catolicii. I-am iubit și i-am deplâns în egală măsură. Deoarece am simțit o reacție a mea lăuntrică. Și am simțit că acolo nu poate trăi cineva. În atmosfera aceea, omul este condamnat să trăiască într-un sistem. Să vă spun și altceva, când eram în Grecia la lecțiile de catehetice, cum se confesional, după aceea la universitate, am simțit întotdeauna că și în lecțiile acelea de religie și la universitate era ceva care nu mă odihnea. Ceva care împiedica pe om să ajungă la plinătatea libertății. Când am ajuns în Franța, am înțeles de unde provine lucrul acela care pe mine nu mă odihnea. Întorcându-mă la Sfântul Munte, am găsit locul și modalitatea unde omul poate să trăiască. Și se bucură cine trăiește în Biserica Ortodoxă, nu numai pentru el, ci pentru că simte că Biserica Ortodoxă este o bucurie pentru lumea întreagă. Există un mesaj al mântuirii, al libertății și al abolirii morții. Toți ortodoxii și neortodoxii se unesc, cei vii și cei adormiți în egală măsură se unesc. De la Sfântul Munte atunci, pentru a exprima și mulțumirile și recunoștința mea pentru teologii romano-catolici, am scris această carte scurtă, Isodicon, tradus în românește cu titlul Intrare în Împărăție. La noi a dat naștere unor probleme, unor tensiuni această carte. Unii au spus că le cam amesteci ca să o faci pe interesantul. Sau vorbești într-un anume fel ca să o faci pe teologul modern. Eu simțeam că nu fac nimic altceva decât mărturisesc, dau mărturie despre ceea ce trăiam în Biserica Ortodoxă. Cei de aproape așadar nu m-au înțeles, dar de departe m-a înțeles Părintele Dumitru Stăniloae. Relațiile omenești așadar nu sunt dependente de distanța geografică, ci sunt și depind de înrudirea duhovnicească.
Trebuie să ține chiar. Tu alegi o partidă Dimitrios. Îmi place, părinte Dumitru Stăniloae, deoarece a ajuns la această libertate a Duhului prin smerenie, cum spuneam. Dacă privim omenește aceste lucruri, să faci că nici cartul de pitică, menul antropină, poeti, titlus, poeti, părinții se spune. Avem în fața noastră un profil de succes cu studii foarte frumoase, cu diplome și așa mai departe. Vezi, mă trebuie să zice, ai notis, tot legale de bonos, e o antropos. În Biserica Ortodoxă simți că evenimentul cel mai important este omul însuși. Asta cu le o partid din Dumitru. Ceea ce spune Părinte Dumitru însuși. Persoana umană este cea mai mare taină din întreaga creație. Și mărăția nu este că sunt tânăr sau că sunt inteligent, ci pentru că sunt om și am înăuntru meu pe Dumnezeu. Deci trecem peste cultură, pot să ajung la succes, pot să ocup poziții importante, însă nimic din toate acestea nu-mi dă satisfacție. Eu vreau să merg dincolo de toate aceste lucruri. Και τότε θα βρω την ελευθερία μου όταν ελευθερωθώ από όλους και ενωθώ μαζί με όλους. Și atunci voi găsi libertatea mea când mă voi elibera de toți, dar mă voi și uni cu toți. Οπότε βλέπει το ο μεγάλος είναι αυτός που νίκησε το θάνατο και είναι ευλογία για όλους. Mare este cel care a primit moartea și constituie o binecuvântare pentru toți. Este cel pentru care toate sunt o binecuvântare, nu se plânge de nimeni, de niciun om, de niciun fel de încercare, și el numai prin faptul că există, este binecuvântare pentru toată lumea, pentru toți. La Sfântul Munte am simțit această libertate pe care o dăruiește Biserica omului. Pentru acest motiv, Biserica este, Biserica Ortodoxă este Biserica cea una sfântă, sobornicească și apostolică. Pentru că în Dumnezeu este pe om. La Sfântul Munte am întâlnit foarte mulți monași care au depășit înțelepciunea, au trecut prin cunoștințe și au ajuns să le disprețuiască pe toate și trăiau în libertatea veacului viitor, a veacului ce va să vină. Și mulți dintre aceștia erau călugări români. Trăind la Sfântul Munte, citind teologie pe teologi, simți că Părintele Dumitru Stăniloae a înțeles taina cea din urmă a teologiei și a bogăției teologiei. Καταρχήν αυτός σε νεαρή ηλικία εντόπισε την αξία του Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά. Este extrem de important să spunem că el, foarte de tânăr, a descoperit și a localizat importanța teologiei Sfântului Grigorie Palama. A mers la Paris, cum știm, a găsit acolo textele Sfântului Grigorie Palama în manuscrise, le citește în manuscrise, le traduce și le comentează.
Ένας άλλος αγαπητός Άγιος του Πατρός Δημητρίου είναι ο Άγιος Μάξιμος Ομολογητής. Un alt sfânt iubit de Părintele Dumitru Stăniva este Sfântul Maxim Mărturisitorul. Θέλω να πω το εξής, ότι ο Άγιος Μάξιμος. Vreau să spun că Sfântul Maxim γράφει δύσκολα και για, τα, για ένα Έλληνε είναι δύσκολο να τον καταλάβει. Este foarte greu de înțeles, așa cum scrie în limba greacă, pe, chiar și pentru un grec. Ο Πατήρ Δημήτρης μεταφράζει Μάξιμο Ομολογητή. Părinte Stăniloae traduce pe Sfântul Maxim Mărturisitorul. Ο Πατήρ Δημήτρης καταλαβαίνει το μήνυμα που δίνει ο Μάξιμος Ομολογητής. Înțelege mesajul pe care îl transmite Sfântul Maxim Mărturisitorul. Care conduce, duce la libertatea tuturor. Ceea ce spune Părintele Sfântul Maxim, traduce și învață Părintele Dumitru Stăniloae. Anume că omul trebuie să depășească ignoranța și răutatea. Και να φτάσει στη γνώση και στην αρετή. Și să ajungă la cunoaștere și la virtute. Αλλά και η γνώση και η αρετή δεν είναι αρκετή για τον άνθρωπο. Dar nici cunoașterea împreună cu virtutea nu sunt suficiente pentru om. Και λέει ο Άγιος Μάξιμος, αν είναι θελητό να πούμε, αν είναι επιθυμητό να πούμε. Spune Sfântul Maxim, dacă ni se îngăduiește să spunem. Αφού περάσει ο άνθρωπος τους όρους των εγνωσμένων καλών, τα σύνορα των γνωστών καλών. Dacă este, poate omul să depășească granițele lucrurilor cunoscute, bune cunoscute, cunoștințelor bune, pai pera από την αρετή και pera από τη γνώση. Merge dincolo de cunoștință și dincolo de virtute. Και γίνεται ένα με το Θεό Λόγο. Și devine una cu Dumnezeu Cuvântul. Και τότε, όταν παντρευτεί η ψυχή το Θεό Λόγο, σε atunci când sufletul se va cununa, se va însoți prin nuntă cu Dumnezeu Cuvântul, τότε γνωρίζει τους λόγους των όντων. Atunci va cunoaște rațiunile lucrurilor, cuvintele, rațiunile lucrurilor. Ενώ πριν υφευθύνε τον Θεό και Λόγο, τελειερετικές υπήγε το μεθόδης. Πριν Înainte de această logodnă căsătorie a sufletului cu cuvântul Dumnezeu, rămânea în lucrurile separate. Adică se eliberează prin asta de la metodele care conduc la separări, la sindret, la împărțit. Οπότε βλέπετε ότι στην καρδιά της πνευματικής ζωής εν ίνιμα βιέτσι εντουχοβνητσές οι Άγιοι μας παίρνουν από τη γη ο Σφίτσι είναι γιάου δε πεπαμάντ και μας ανεβάζουν στον ουρανό με ούρκα λατσέρ και μας χαρίζουν την γάλουσα βασιλεία και να δερουγέσκ εμπαρατσία τσιά βιητόρε. Τότε ο άνθρωπος δεν κάνει τίποτα και όλα γίνονται επί τη χάρη του Θεού. Atunci omul nu mai face nimic și toate se întâmplă, se petrec cu harul lui Dumnezeu. Και λέει ο Άγιος Ισάκος Σύρου. Spune Sfântul Isaac Sirul. Με τη δύναμη της πίστεως, cu puterea credinței, poate cineva să dea naștere, să creeze din neființă, din nimic, de lumi noi. Ενώ με τις γνώσεις και τα στοιχεία τα ανθρώπινα μπορεί να δημιουργήσει κάτι κτιστό το οποίο πάλι είναι για τον τρόπο. Αντί και σαν πριν γνωστήντσελε πε καριλάρε, πότε σε κονστρουάσκε σε βάδα καρε απαρτσίνε λούμι κρεάτε σι καρε έστε δεστινάτ στρικατσούνε, γερζάνε. Το μεγάλο είναι το εξής, ότι υπάρχει ο Άγιος Μάξιμος Ομολογητής. Există așadar un Sfântul Maxim Mărturisitorul, care conduce sufletul la această libertate a veacului ce va să vină. Marșul acesta nu aparține numai câtorva oameni, înaintarea aceasta spre veacul ce va să vină, αυτή την ελευθερία τη θέλουμε, τη ζητούμε
ori altfel. Libertatea aceasta este dorită și căutată de toți oamenii. E che afto tot prosferi di etisia di etisia se trivia solo con la o. Și această realitate, această libertate este oferită de biserică prin liturghie întregul tuturor, întregului popor. Și atunci, i-a naforam pistitia situația su Aghiantul Crisostomu, ta pederlamani o lafta. Anaforaua liturghiei Sfântului Ioan Gură de Aur cuprinde toate aceste lucruri. Tipul anaferume axion che dicion esegni, esegni, atunci când spunem cu vrednicie și dreptate este să te lăudăm, să te mulțumim, să ne închinăm ție, că tu ești Dumnezeu necuprinsul, Dumnezeu nevăzut, neajuns, noi putem să adăugăm și neexistent, neîntenențele, necuprins cuvântul, neajuns, nevăzut, putem spune și neexistent sau inexistent. Adică nu există Dumnezeu așa cum ne-am putea noi închipui cu capacitățile de care dispunem noi care exista. De aceea Dumnezeu este Cel ce cu adevărat există. El este Cel care a făcut totul până când ne-a ridicat la Împărăția Cerurilor. Nu ne-a lăsat. Ne apropiem de Sfântul Maxim Mărturisitorul și ne entuziasmăm. De aceea acesta ne aterizează într-un fel, ne aduce pe pământ. Harul cel mare al lui Dumnezeu se oferă fiecăruia dintre oameni, se dă fiecăruia dintre oameni. Mare este omul care iubește, care suferă și care așteaptă. Și într-o anume clipă, într-un moment anume, va primi cercetarea sau vizita dumnezeiască, care îl ridică la cer și îi dăruiește împărăția ce va să vină. Și atunci omul nu se va mai mândri. Simte că toate acestea nu îi aparțin și au fost dăruite de Dumnezeu iubirii. El ar fi fost incapabil pentru ele. Într-o clipă, deci, într-un moment anume, se unește omul acesta anonim, neînsemnat, cu oamenii mari, sfinții mari ai Bisericii, așa cum este Sfântul Maxim Mărturisitorul. Acolo îl așez pe Părintele Dumitru Stăniloae. Care trece peste toate etapele de formare omenească, studiază filozofia, teologia, învață limbi străine, ajunge să se entuziasmeze de Sfântul Maxim Mărturisitorul στην βασιλεία του ουρανού την μέλουσα. Și aterizează în mere de sigur, zice, în împărăția lui Dumnezeu cea viitoare, ce va să vină. Και εκεί πέρα υπάρχει η εκκλησία των σωζωμένων. Unde este biserica celor mântuiți. Και στο τέλος ο πατήρ Δημήτριος. Și la sfârșit, Părintele Dumitru, ne spune că mi-aduc aminte de familia mea, de mama care mă ducea la biserică, mi-aduc aminte de viața din sat, de oamenii din popor,
Οπότε ο πατήρ Δημήτριος παρουσιάζεται μεταξύ μας όχι ως ο διανοούμενος. Νου σε πρεζίντα, πατήρ Δημήτριο, contre noi ca intelectual, ca un intelectual. Τα ξεπέρασε όλα αυτά. Le-a depășit pe toate acestea. Και έφτασε στην απλότητα. Și a ajuns la simplitate. Este pericolito se la simplitatea copilăriei în Duhul Sfânt. Οπότε, εάν δεν γίνουμε παιδιά, δεν μπορούμε να μπούμε στην Εκκλησία του Λουκά. Dacă nu devenim copii, cum ne spune Domnul, nu putem intra în Împărăția Cerurilor. Ούτε βλέπετε, είναι μεγάλο πράγμα να είναι κανείς άνθρωπος και ορθόδοξος. Este un lucru mare să fie cineva om și ορθόδοξ. Και θέλω να πω το εξής. Vreau să spun următorul lucru. Είναι ευλογία και χρέος να υπάρχει ένας ορθόδοξος λαός. Este binecuvântare și datorie în același timp să existe un popor ortodox. Un popor ca ortodox, să fie ortodox. Αυτό που τελικά έδωσε ο πατήρ Στανιλοάε, ceea ce a dat în cele din urmă Părintele Dumitru Stăniloae, ήταν όχι η αντιλογία της διαμάχιος, αλλά η ομολογία της πίστος, της αλήθειας, της αγάπης του Θεού. Nu o controversă intelectuală, ci a fost o mărturisire a credinței și a iubirii lui Dumnezeu. Εν τέλει, δεν υπάρχουν πολλά προβλήματα. Nu există probleme multe, mai multe probleme. Există o singură problemă în cele din urmă. Ένα πρόβλημα είναι, θέλει ο άνθρωπος ή να μη αποθάνει, να ξεπεράσει omul vrea să nu moară, vrea să depășească stricăciunea și să ajungă în veșnicie. Ceea ce spunem și trăim în Biserica Ortodoxă este exact acest lucru, că moartea a murit, a murit. Acest adevăr îl trăiesc mari sfinți, omorârea morții. Acest lucru îl trăiesc și oamenii simpli din popor. Dacă trăim acest lucru, ne aflăm cu trup și suflet în împărăția cea cerească. Dacă numai acest lucru îl trăim, dacă din lăuntrul nostru iese cuvântul slavă Domnului pentru toate, fără niciun fel de alt fel de altă acțiune sau lucrare, noi propovăduim astfel adevărul cel unu care mântuiește lumea. Această predică sau propovăduire este că Dumnezeu din iubire a creat lumea și prin iubire conduce, duce lumea la slava cea din urmă. Οπότε η Ρουμανία έχει ένα μεγάλο κεφάλαιο ότι είναι România are un foarte mare capital de preț și anume faptul că este ca țară, așa o țară liturghisită, zice dânsul, care merge la slujbă, la liturghie, unde se săvârșește liturghia. În Sfântul Munte, noi suntem invidiem niște monahi pe care nu îi prețuiește nimeni. Deci sunt ca niște oameni pierduți. Unul dintre noi sfinți, așa de Sfântul Munte, Părintele Cuvioșu, Părintele Porfirie, Capșocalipitul, spunea la 19 ani, vreau să plec, să mă pierd, să nu exist. Deoarece vroia să existe, de aceea vroia să nu existe. Limbaj, Părinte, este foarte paradoxal și nu e greu numai pentru aducător,
E greu pentru toată lumea, dar spunea dus la un moment dat, că nu mi-a pare interesant. Ascultă omul, nu am văzut nici o lucră de mătate, ca și îi se tot spunea la conferințe că nu-l înțeleg oamenii, dar zice să-l simt bine. Πρέπει να γραφτεί ένα ιεροντικό. Πρέπει να σε σκρίει ο πατερίκ. Κάποιον ανώνυμο και ανυπάρκτο Ρουμάνων μοναχών. Αλ μονάχιλο Ρωμούν ανωνύμ και inexistenți, cum ar veni de la Sfântul Munte. Ei sunt slava Sfântului Munte și slava lumii întregi. O mărturie concretă, oamenii aceștia, că Dumnezeu a făcut lumea din dragoste. Și toate dificultățile, greutățile pe care le îngăduie Dumnezeu sunt dăruite de Dumnezeu tocmai ca să dobândim ceea ce omenește nu este posibil. Dumnezeu ne dăruiește aceste greutăți și încercări. Și lucrul acesta îl trăiesc anonime acestea și inexistenții în lăuntru biserică, în biserică. Αυτό υπάρχει στο Αγιώρος. Λοιπόν, αυτό εξίστα στο Ντουμούτε. Αυτό υπάρχει σε όλο τον κόσμο. Εξίστα στην Λούμε Αντράγα. Και το μεγαλείο του πατρός Δημητρίου Στανιλόαρη. Η μαρετσία που έγινε Δημήτρου Στανιλόαρη. Είναι ότι μορφώθηκε, πέτυχε, έγινε καθηγητής και έφτασε σε αυτήν την ελευθερία. Este că a ajuns, după ce a trecut în toate fazele, la această libertate a Duhului Dumnezeu. Οπότε, εάν θέλουμε να πλησιάσουμε και να γνωρίσουμε τον πατέρα Δημήτρη Στανιλόαε, είναι να τον ξεχάσουμε. Πρέπει να σε λουητάμε. Να κάνουμε το σταυρό μας. Σε φάση εμκρούτσια. Να προχωρήσουμε στην εκκλησία. Σε μέσα μας ψέρικα. Ο καθένας να σηκώνει το σταυρό που έχει. Είναι χάρη σε δούκα, σε ρητήσεις, κρούτσια πεκάρε ο Άρε, ακούλου μου πλήγεστε. Να κάνει υπομονή. Σε φάκα ρεπτάρε, σάιντα ρεπτάρε. Și va simți la un moment dat vizita sau cercetarea dumnezeiască. Atunci îl va întâlni și îl va vedea cu Părintele Dumitru Stăgloare cu adevărat. Cu fața veselă, zâmbind. Și îl va avea pe Părintele Dumitru Stăgloare ca un Părinte duhovnicesc, ca pe un frate. Și ca pe un ocrotitor în viață. Atunci va simți că Părintele Dumitru este înaintea noastră, merge înaintea noastră și cu viața și învățătura lui ne dă, ne arată cum să înaintăm către Hristos. Cum să facem să avem răbdare și cum la capătul acestui parcurs vom primi bunătățile cele cerești. Lucrurile acestea, să spun așa, introductiv, pe care n-am mai spus nimic din conferința scrisă, a spus ceva foarte viu, dar aceasta se va publica într-un fel anume. Urmează întrebările. Însu-i foarte viu, dar traducerea cât ar fi omul de viu. Când mi-au spus să vin în România, m-am gândit la Părintele Dumitru Stăriloare și am zis, mergând pentru prima dată în România, să vorbesc cu noi studenți,
Stau se gnosto oro. Merg într-un loc cunoscut. Στη συνέχεια μου λέει ένας, δεν έχεις γράψει κάτι, λέω δεν έχω γράψει. Μια σπούς συνεβάζεις, να μου σπίτει και πάνω, μια σπούς καλού μου να μου σπίτει. Να γράψεις. Θα σκρίσεις πάνω. Έγραψα κάτι. Να μου σκρίσεις πάνω. Αυτό θα μείνει. Δεν ξέρω το διαβάζω. Αλλά μείνει. Σας είπα εγείρω. Εγώ το διαβάζω τα λαμανικά σε 5 λεπτά. Αλλά και το Όπως νομίζετε, μετά ίσως αυτό θα δω τι θα τυπωθεί. Ναι, αλλά να πει τώρα, τι είναι η καρά. Όχι, 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 όχ